Așa, cu ce să fii mai aprofundat decât tu, exerciții de matematică, cele care ne ridică ceva dificultăți, avem ceva dificultăți. Poftim. Clasa 5-a din matematică 2000, din culegerea matematică 2000, lucrăm. Deci, matematică 2000. Exerciții 7 de la pagina 67. 7, de la 66. A. 4 plus 3 totul la 3-a. 4, a, da, 4 plus 3. Totul la 3-a. Da. Minus 4 minus 3 totul la 10-a. 4 minus 3 totul la a 10-a. Egal cu... Zine... Deci 4 plus 3 totul la 3 minus 4 minus 3 totul la 10-a. Vorbește. E 7 la 3. Corect. Trebuie să nu zici și 4 la 3 și 3 la 3. Plus. E adunare. Dacă ar fi fost ce? Înmulțire fiecare, da? Îți faci distinții între așa. Deci când se află 7 la a 3 minus 4 minus 3 face cât? 4 minus 3 1 la a 10. Și dau mai departe cu 4 cu cât? Da, 7 la 3. Dacă tu faci calcul, 7 ori 7 ori 7, nu? Minusul. Adică 49. 343. 343. Gata, mergem la 343 și multiplic. Minusul face 342. Următorul. B. 10 la a 3-a minus 10 la a 3-a minus 125 ori 2 la a 3-a 25 ori 2 la a 3-a tot în zona de rotund împărțit la 123 la puterea 123. La 123. Așa, puteți, nu? Da, da, da. La da, da, da. Da, vedeți. Hai, hai, hai. Și dacă este în aceeași reacție și cam 2 la puterea. Perfect. 10 la a 3-a care face cât? 1000. Daria, ești de acord să facem așa sau ai vreo idee? 10 la 3. 10 la 17. 1000. Așa. Dar ai o altă inițiativă? Mă interesează dacă o altă idee îți vine. Cred că... Eu evit să mă apuc de munca asta. Să scrie cu 1000. Dar tu mai făcut. El l-a făcut. Dar tu ai făcut tema acasă. Da, am ajuns 17. Pe 7 ce mi-ai făcut, cum ai face aici? Dacă vreo idee aveți. Evit să mă apuc să fac calculul ăsta. Ia zi, Darius. Profa de mate ne-a învățat că ar trebui să facem primăvara 125 ori 3 și tot la 3. 125 ori 3... 2. Dar de ce 125 ori 2 tot la 3? Nu mi-e clar. E o variantă. Nu e o variantă, nu e o definiție ceva. Este urmarea unui raționament. Ah, aș putea să o scot pe... Pe? Nu. Aș face 8 la 1-a. 8 la 1-a. De unde 8? Păi descump în 10. Adică cum se descumpi? Adică și 10. 2 ori 5 e 10. Pe adică... Deci, Daria? Domnul profesor, putem scrie 10 la 3-a, minus 5 la 3-a, ori 2 la 3-a. Asta e! 125 este 5 la 3-a. Atenție, ăsta e motivul. Deci hai să mergem și mai. Deci 10 la 3-a, minus, în loc de 125, 5 la 3-a, ori 2 la a 3-a. Da? Totul pe o paranteză. 123 la 123. Pentru că avem exponenții egali, putem să facem o operație. Atenție, fiind vorba de mulțire și având același exponent, putem să ne gândim că 5 ori 2 totul la 3. Ăsta e motivul. Având în operația de mulțire și fiind 5 și 2 mulțiri și amândoi exponenți, amândouă putere, având același exponent, la puterea 10 și 5 ori 2, totul la 10. Și face 10 la 3 minus... Cât fac 5 ori 2? 10 la 3. Totul de împărțit la... Totul de împărțit la 120.
123. Împărătezi o să am 0. Asta e. 0 împărțit la 123 la 123 și face cât, Arius? 0. Sigur că la 0 poți face la egal cu 0. Da? Face 0, da, bine. Corect. Putea să zicem împărțit la ei sau orice minune. Corect. Că 0 împărțit la oricine altcineva, face 0. Atenție! Aici ați stat pe gânduri. Ba mai mult, veneați cu fiul de idei, adică de 10 să fie 8 plus 2. Te-am bănuit eu la asta, vrei să spui tu. 8 plus 2 nu ți-a ajutat la nimic. Ci mai degrabă, facem 125 ăsta ca fiind 5 la a 3-a și am 2, am mers 10 la a 3-a, 10 la a 3-a, care face 0. Sau, mai puteați gândi invers, pe 10 să scriem ca 2 ori 5 și la a 3-a fiecare, ca să ne apropiem de asta de aici. Dar ideea mai rapidă, asta a fost să scrim pe 125 pe 5 la 3. Deci mai departe, zicem. Paranteză pătrată, paranteză rotundă, 10 la a 3-a. 10 la a 3-a. Împărțit la 5 la a 2-a. Împărțit la 8. Plus 3 la a 2-a ori 5 la a 2-a. 3 la a 2-a ori 5 la a 2-a. Închide paranteza rotundă. Da. Împărțit la 3 la 0. Închide societatea pătrată. Ori 2 la 2 la 0. 2 la 2 la 0. La 0 în scară, așa, da? Da. Ah. Ia să vedem. Lasă că uitea la asta, dar mă interesează cu lungă la capăt. Aici. Sunt la final. Păi, domn profesor, putem să... Ia să vedem. 5 la 2-a. Putem să scriem pe 10 în baza 5. Nu, în baza 5. Să scriem ca 5 ca 2. Nu 5 la 2, dar 2 ori 5. 2 ori 5. 2 ori 5 tot la 3. Da? Pe 10, da? 10. Umblăm la 10, da? 2 ori 5. Totul. Toate astea la a 3-a. Împărțit la 5. Împărțit la 5 la a 2-a. Împărțim la... 8 cum să scriem copii? 2 la 4? 2? 2 la 4? 2 la 3. 2 la 3. Deci în loc de 8 punem 2 la 3, David, bine? Da. Deci împărțim la 2 la 3, Darius, David, da. Plus? 15 la 2. Sigur că da, 15 la a 2. Fiind la 2 la a 2, deci da? Dar în carte scrie la ce? Unde scrie? La 5 la 2. Păi, e mulțimea. Și fiindcă amândoi au exponenții 2, atunci mulțim bazei, 3 ori 5, 15 la 2. Așa? Toate astea împărțit la 1. Deci 15 la 2, tot într-o paranteză pătrată. Și dacă vedeți mai prețul acolo, dacă împărțit la 3 la 0, care face 1, și totul într-o paranteză acolată, din cauza acestei paranteze pe exact. Care am pus-o. Ori 2 la 1. Ori? 2 la 1. 2 la 1, nu divina. Nu divina. 2 la 1. Pe fine, Darius, știi? 2 la 2 la 0, Darius. Vă învățați ca asta? Nu, doamna. Să vedea că este sus în jos. Da? Deci 2 la 0 mai întâi, 2 la 0, cât este 2 la 0? 2 la 0 face 1, deci numărul la putere 0 face 1. Da. Păi A la 0, A la 0 mi-e dat 1, dacă A de 0. Cum? Nu, mi se pare cu 0. A la 0 e egal cu 1. A la 0 face 1, orice număr la putere 0, dacă e diferit de 0, 0 la 0 n-are rost. Da? Și atunci, mă întorc și spun, aici vine mai întâi 2 la 0. Care face 1. Și vine 2 la 3. Ori 2 la 3. 2. Deci ori 2. Da, ori 2. Este egal cu. O să avem 2 la 3-a ori 5 la 3-a. Excelent. 2 la 3-a ori 5 la 3-a. Da? Așa se ridică un plus sau putere. Se zice, mi-am acea putere. Deci 2 la... Atenție numai când e înmulțire. Dacă adunare, trebuie făcut adunare. Am făcut, da? 2 la 3-a ori 5 la 3-a. Împărțit la 5 la a 2-a, împărțit la 2 la 3-a,
Plus 15 la a doua. Plus 15 la puterea a doua. Aici, într-o paranteză... Rotunda, rotunda. Da? Împărțit la 1. Împărțit la 1. Mai are mai bun. Nu, vorbărea. Adică n-am nicio rost, ai și făcut împărțirea asta și ori? Ori 2. Ori 2. Și o să avem, și acolo o să avem 10... 2 la 3. 2 la 3 ori. Păi ne întoarcem... Dar nu poți să fac 2 la 3 ori, 5 la 1. De ce 5 la 1? Păi nu fac 5 la 3 minus 5 la 2. Ah, 5 la 3 împărțit la 5 la 2. Și știi tu, când am facem o împărțire, deci, vedeți, e acest factor tot, compus din doi termeni, împărțit la ăsta, pe unul din ei trebuie să-l împart. Nu neapărat, nu neapărat, nu pe amândoi, în prostie. Dar... Domnul profesor, știți cum o să deie? Cât? Să deie 5 plus 5 până la a doua. Stai puțin. Stai, nu te grăbi. O să iei 2 la 3 ori 5 la 3. 2 la 3 ori 5 la 3. Scriem, da? Scriem, da, eu sunt, da, vedeți? 2 la 3. 2 la 3 ori 5 la 1. Ori 5, da. Ori 5 la 1, cum ai spus voi, că am scăzut pe 3 plus 2. 5 plus... Nu împărțit. Format din doi factori, da. Doi factori sunt. Dacă lucrăm corect, și celălalt este dintr-un singur factor. Păi și cât da acolo? 5 la 1. 5 la 1 face, da? Încă o dată, dacă odată îl faci 2 la 3. 2 la 3 apăsi la 2 la 3 face 1 și a rămas 5 la 1. Deci egal cu 5. 5 la 1, da. Plus 15 la... 15 la 2 nu putem scrie... Tot la fel. Da, ca 5... 5 pe 5. N-am altă soluție. 5 pe 5, 225, 225, totul de împărțit la... Înmulțit. Cu 2. Ce e la 1? 130. 230. 250 ori 2 și este egal cu 460. Haideți să mai vedem o dată, deci trebuie făcut foarte tare. Vedeți, ne întrebuiți la fiecare discuție, dacă sunteți atenți, învățăm câte ceva. De lângă un exercițiu, dacă ne-am îndepărtat și n-am învățat ceva interesant, deja m-am făcut. Ce-a avut autorul aici? Întrebare. Ce-a avut el să afle? Întâi și întâi. Operațiile se scriu în ordinea în care se execută, dacă sunt de același ordine, în ordinea în care sunt ele. Da. Esențial. Deci, 10 la 3 se împarte și la ăsta și ce dă? Se împarte la ăla. Ei, am urmblat că nu mi-era clar, nu mă puteam descurca. 10 scriu 2 ori 5 și vin la 3, fiecare la 3. Atenție, numai la mulțire e valabil, dar doar să-ți vedem de calcul. Aproape cred că aici nu trebuia să umblu 3 la 2 ori 5 la 2. Ba da, ca să scriu 15 la 2. Da, da, am strâns acolo. Ori 2. Urmărind aici lucrurile, am făcut operația asta de împărțire, 5 la 3 am învățat 5 la 2. Deci, e iarăși important. Când am de făcut împărțirea, nu împart factorul respectiv a toți cei care sunt în componență la numărul respectiv, ci unul din ei. De data asta, 5 la 3 împărțim la 5 la 2, care înseamnă 5 la 1. Și atunci 2 la 3 ori 5 la 1 am rămas, învăț la 2 la 3. Din nou operația din părțire și copiem și scădem exponenții, mi-a rămas 5 plus 2, 25, clar, exercițiul este corect așa. Al nu? D. D. Acolată, paranteză vădată, paranteză rotundă. Și acolată. Toate, da. Și rotundă. Și rotundă. 12 la a doua. 12 la a doua. 5 la a doua. 5 la a doua. Scrieți la paranteza rotundă, împărțit la 13. Înțineți paranteza pătrată. Totul la a doua. Da. Așa. Minus 2 la 7.
2 la 0. Nu, 2 la 0. Da. Închideți acolo, da? Corect. Împărțit la 2 la 3. Împărțit la 2 la 3. Da. Păi, domn profesor, fiind... fiind la a doua. Tot la a doua. Nu, nu, zice, 12 plus 5, la a doua. Da. Așa facem, da? Da, să fie 17 la a doua. Căi, teme, ce m-ați făcut? Mi-ați dat două palme din urechile. Păi tot ce am spus eu până acum, ce spuneam? Numai dacă ar fi înmulțire. Daria, te-ai căzut în capcană. Atenție multă. Numai dacă ar fi fost înmulțire ca aici. Aici nici vorbă. Facem calcul. N-am ce face. 144 plus 25. Hai, autorul cu asta va păcăli. El a venit cu chestia asta. După ce, mai înainte, lucrul trebuie făcut. Și hai să gândim o campană, că e sigur vor spune 12 plus 5, totul la doar. Cu toate că au insistat. Numai la înmulțire. Numai la înmulțire. Voi ați pușcat din campana întinsă de autor. Așa că 12 la 2 face... 144. Vă spune 144. Plus, iată că... Plus 25. Plus 25, mama are dreptate. Când spune atenție în fiecare ieșiție, îți pare că-ți ușoră, ușurele, dar ele vin și se sedimentează niște lucruri. Așa zic. Împărțit la 13. Totul la 2. Toată asta la a doua. La a doua, minus 2 la 7, minus 2 la... Minus 2 la 7, minus 1. Deci 2 la, minus 2 la a 7. Minus 1. Împărțit la 8. Închideți o acoladă. Închideți acoladă, dar și la 8. Împărțit totul la 8. La 8, dar să nu puteți. Trebuie la 3 acum. S-a scris 2 la 7, 27. Nu, e 2 la 7 acum. Acum și facem paranteza care să ne dea 162 la 3 sau la 8. La 8. Acum facem paranteza care să ne dea 169. Așa, da. 142 și faci 169. 169 împărțit la 13, totul la 2. 13, totul la 2. Minus 2 la 7. Așa. Minus 1. Minus 1. Și într-o paranteză de altă. Da, totul împărțit la 8. Aici o să avem... 13 pe 13 plus 169 cu ajut. Da. 169 împărțit la 13. Înseamnă în loc de 169 împărțit la 13 la 2. Da, împărțit la 13 care va da... 169 îi 13 la 2. 13. 13, sigur, da. 13. Hai să scriem. 13 la 2 împărțit la 13. Totul la 2. Totul la 2. Minus 2 la 7 minus 1. 2 la 7 minus 1. 2 la 7 minus 1. Da. Totul împărțit la 8. Totul împărțit la 8. Atunci noi o să avem... Cât de acolo? 13. Da, 13 la a doua. 13 și... La întâi. Da, la întâi. Iar dacă nu e la a doua, da? 13 la a doua minus 2 la 7. Hai să fac 2 la 7. 64 ori 2, 128. Cât 2 la 4 ai 16. 2 la 5 ai 32. 32 ori 2, 64. 64 ori 2, 128. Deci minus 128. Minus 1. Totul din față la 8. 169. Așa. 169 minus... Minus 127. 128. Și un minus 1. Atenție! 128. Exact. Nu faceți asta. Da. Oameni. Da. Împărțit la... Iată, ideea că în ordinea care apără operație. Exact. Da? Împărțit la 8. Aici să avem... 169 minus 128 faceți. 41. 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
Din 89 dau prima datorie 128, dau și pe 1, atunci văd doar datoria totală. Dar mie n-am reușit să fac în paranteză 128 plus 1 și pe 169. Asta spun. Asta spun. Într-o paranteză. Asta spun. Nu, el a înțeles. Decât să o facă în două etape, păi zice 169 minus 129. Dacă se prindea 129, ați văzut cum a zis 127. Păi da, tocmai de aceea am punctat acum, așa am insistat. Că mai bine le facem ordinea aceea. Altfel, Daria, tu ai scăzut din 128 pe 1 și 127, ori el, el e și el negativ. Adică doi la mine, ai doi la dată, scăzut el. Cât de datorie. Datorie. Da? Deci adun datoria ta. A. Da, adunăm datoria. Asta am văzut. În concluzie, ce a făcut autorul de aici? Aici a fost buba. Exact. Ați văzut cum au făcut. Capcană urmă. Ați picat în capcană după ce am punctat mai înainte, voi ați greșit. După care, operațiile care s-au impus pe rând de traseu, ordinea o facem în așa cum apar ele, dacă sunt operații cu ea, ia să văd așa. Ce v-ați face voi, veni vorba, dacă aș fi fost așa? 169 minus 200, scrie chestia asta, 61 minus 200, plus 50, egal cu? Păi am fi scris, l-aș fi adunat pe 50-69. Așa, când din 169 nu pot, iată situații în care... Dar am putea să scădem din 250? Păi cum să scădem din 250? N-am voie să scăd din 250, că ăsta e datorie aici, minus 200. Și neavând rezervă din 169, avem, așa, măi, mă am eu rezervă cu plusuri, adică să mai pun în funcționare în mesta, să le adaug, atunci pot să-i schimb ordinea. Atenție ce fac copii. Cu tot cu semn. 50-ul vine în 169 cu plus, deci va fi egal cu 169 plus 50 minus 200. Deci am computat. Dacă ne-am schimbat, ne-am schimbat cu tot cu semn. Aici e foarte important. Am făcut și clasa 4, m-am mai atras atenția la ajută 50-ul 169. Sigur că are putere. 50-ul 169 n-are putere, vine 50-ul să întăresc eu, întărește și face scăderea. Da, așa l-ați explicat și în casa voastră. Așa, așa l-ați explicat. Da, da. Acum trecem mai departe, Daniel. Din culegerea, să zicem culegerea, anul Petreanu, zi, dar e cum spune. Matematică pentru clasa 5. Așa. Cu matematicii. Da, mă, nu, tot așa, mă. Exact, da. Nu, bun. Nu, cu matematicii, oară dăm la cameră. Ma. Ce? Ma. Da, din asta. Hai zi. Așa, exercițiu care? Exercițiu... De la ce pagina? Dintre 15, pagina 71 D. 15, pagina? 71. 71. B. D. B. D sau B? B. D. D. Cum fluge? Da. Paranteză rotundă. Da. 8399 împărțit la 37, da, plus 13, așa, închideți paranteza rotundă, da, împărțit la 48, da, plus 7, ori, deschideți paranteza pătrată, da, 4237, 4237, împărțit la 19, da, minus 3 ori, deschideți paranteza rotundă, 69/13 minus 843. 843. Închideți paranteza rotundă, închideți paranteza pătrată. Așa, trebuie să facem așa. Să stau. Hai să ne fixăm, purtăm o discuție peste echipul ăsta, să vedem de ce tu, Daria, ai întâmpinat dificultăți. Care e motivul? Nu întâmpinat, nu am făcut-o. Dar aici, la urmă, urmează niște calcule de făcut. N-am nimic în plus. Și nici măcar nu-ți putere. Nimic, cu puterea, nimic. Da, următor. Da, deci, Daria, facem împărțirea asta. Da, după aceea, am pe 13. Da, da, da. Ce ne-a rezultat împărțit la 48? Să, trebuie să se întâmple așa. Lucrurile să se întâmple ca împărțire. Să facă exact, dacă undeva vede rest,
sau să dăm ceva, este semn că ați greșit la mulțime sau știu eu. Voi, da. Voi. Deci în fiecare etapă trebuie să facă perfect. 4237 trebuie să facă la 19 exact. 5 la 3, totul la 5. Împărți la 5 la 6, totul la a doua. 5 la 6, totul la a doua. Minus 5 la 1, plus 5 la 0. Închideți paranteza pătrată. Ori 5 împărțit la 11. Ori 5 împărțit la 11. Plus 5 la a doua. Plus 5 la 3 la a doua. E ca o iurță. Hai! Contul știu. Ia, exact. Paranteza pătrată, 5 la 15. Deci 5 la puterea la 15. Da. Părți la 5 la 12. Bine. Minus. Minus. 5 la 1. 5 la 1. Okay. Plus 1. Plus 1. Închidem paranteza dreaptă. Ori 5. Ori 5. Părți la 11. Da. Plus 25. Plus 25. Egal cu? Egal. Egal în care ea vorbește? Este egal cu 5 la 3. Așa este. Minus 5 plus 1. Minus 5 plus 1. Continuă, Davide. Plus 1. Darius. Da. Ori. Uite-te că ai ținut un aici la mine ce se vezi. Am scris până acolo. Ori cine? Ori 5. Așa. Ori 5 împărțit la... Scrie. Scrie și trebuie să-i tău. Deci așa lucrăm. Da? Nu aștept să vezi ce scriu eu. Scrii și vorbești, da. Așa, 5 împărțit la 11. Plus 25. Plus 25. E ca altul, dar, vede? 5 la 2. 5 la 1? Băi, ce mai ai făcut? Nu mi-am văzut de ce ați luat în lungă de acolo. De unde? Păi era 5 la 2. 5 la 3 era acolo, domn profesor. De ce l-ați luat? Păi mă încercați deja. L-ați iertat deja. Deci ce oferiți de aici? Ce oferiți? Când se scade acolo? Numai la împărțire. Cum te... Mă mir că am răbdare să nu zic ceva așa. Nu sunt obișnuit să putere. Păi numai dacă ar fi împărțire scădem. Te asoșelezi dacă te apăna la certat din ceapa. Da. Deci, bine cât, 5 la 3 facem calculul complet, dar nu să zic. Cât e 5 la 3? 5 la 3? 125. Așa este. 125 minus 5 plus 1, în paranteză. Ori 5 împărțit la 11. Așa. 25. Plus 25. Plus 1 în paranteză, 121. Face aici 121, da. Așa este. Ori 121 ori 5, Davide, continuă tu, părți la 11. O scrie 119. Cât? Fac. Cât ai zis? 119, cum ai dat odată? 605. E mulțime, da? Mulțești, nu-mi împarți. Dar de ce nu faci tu mulțimea asta? Rezultatul de aici este un număr. Dar nu, dacă am șansă să împart pe unul din factori la 11, sunt fericit. Și 121 se împarte exact la 11. Nu știu la mâncat copii. 121 este 11 la a doua. Hai să zic așa cu putere. Deci vine 11 la a doua, ori 5, împărțit la 11, plus 25. Și continuă, Daria. Așa. O să am acolo... Iar mai urmărește dacă vreau cu două exerciții, e tot. Nu, deci 121. Dar ce a spus acolo? 11 la 2, 121. 121. De pe 121? Păi nu putem scădea... Dar nu-i scăde. Nu. Să scădea, vedeam să facem 11 împărțirea 11. Păi da, 11 la 2, împărțirea 11. De ce nu scopii așa?
dă 11 la, cum să dea 1? Tu ai zis 11 împărțit la 11. Dar cum se bază un puteri care au cele bază? Că fie în baza, 11 scădem, din 2 scăzut 1. Pe 11. De 11 la 1 faci. Deci egal mai departe cu 11 la 1. Ori 5, așa este? Da, plus 25. Plus 25. Și este egal la fide cu cât? 55 plus 25. Face 80. 80. Să vedem capcanele care au fost. De ce ați bâlbuit aici? De ce nu v-ați găsit? Acolo, scăderea aia care e 5 la 3 minus 5 la 1. Deci 5 la a 3 minus 5 la 3 aici a fost crimă. Crimă. Deci când se face, când nu mai e împărțire, la mulțire, la putere, la mulțire și la împărțire. Da, la mulțire. Și aici, domnul profesor, părerea mea este că ei nu văd asta, aici să mai insistăm. Uitați, copii, e o mulțire și după aceea o mată de o împărțire, o luăm pe ăsta ca un termen, ăsta e alt termen și îl împărțim pe ăsta la ăsta. 121, ai să înveți 11 la 2, 121 și repede te ajut zice. Dar nu asta a fost esențială. Da, vezi tu ce ai făcut aici? Tu reușeai să ajungi la rezultat. După ce ai mulțit, împărțit la 11. Da. Deci niște timp consume aici. Iar eu am nevoie să ajung cât mai repede. Eu operațiile cu puteri să fac copii pentru a mări ritmul de lucru. Exact. Deci asta e povestea. De aceea suntem foarte atenți. Și am văzut două jumătate zi, predică 11 la a doua, da? Și ne-am dus foarte bine pe capul. B. Paranteză pătrată, 81 plus 3 la 8, da? 81. Plus 3 la 8, da? Ori 3 la 16. Ori 3 la 16. Plus 5 la 55. 5 la? 55. Împărțit la 5 la 35. 5 la 35. Închide paranteza pătrată. Da. Închide ce-au pus-o. Împărțit la. Da. Altă paranteză pătrată, deschideți. Da. 81 cu 5 la 24. Plus 5 la 24. 24. Împărțit la 5 la 4. 5 la 4. A 4. Împărțit la 5 la 4. Plus 3 la 3 totul la 8. 3 la 3 totul la 8. Da. Așa, da? Închide paranteza pătrată. Egal. Este egal cu 80... Da, reală conduce. Este egal... Patru mea atente pentru că vă schimb la comandă. Este egal cu 81 plus 3 la 24. Deci 81 plus 3 la... 3 la 24 deci plus... Deci 3 la 24. Pentru că este înmulțire. Avem aceeași bază. Avem aceeași bază și mulțumim exponent. Da, nu am exponent. Da. Plus... 5 la 20. E bine? Da, da. Fiind împărțit la... Împărțit la parte, da, la 81 plus 5 la 20. 5 la 20. Plus 3 la 24. Foarte. Egal cu Darius? Egal cu... Uităm la paranteză, și la una și la cealaltă. Să mă ridicăm cu 3 la 24. Nu uităm la paranteză. Deci, partea pe paranteză asta e identică cu asta. Da. Și asta, învățăm asta, e ca cu 1. Ce frate ești? Ce frumos. Încercați să observați niște chestii. Uite la prima paranteză. La 2 și uităm. Hai, 81, 81. Doar termenii au schimbat. Un pic, ca să vedeți un pic, da. Ca ordine, dar n-are importanță. Ca să ne ducă nevoie. Exact. Ce? 25 la 4, totul la 7, da? Totul la? La 7, da. Împărțit la 4 la 2 plus 3 la 2, totul la 27. Ăștia doi. De la împărțit, domnul. Așa, la 27. Minus, paranteză rotundă. 2013 la puterea 0. Plus 0 la puterea 2013. 2013. Plus 0 la puterea 2013. 2013. Da. Închide paranteza. Domn profesor. Păi... Da, de ce? Te rog. 25. Da. La 28. 25 la puterea 28. Împărțit la 4 la 2. Împărțit la? 4 la 2.
4 la 2. Ai... N-am ce faci, trebuie să fac calculul ăsta. Da. Da. Adică cât faci 4 la 2? 18, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, plus 16, 16, 16, 16, minus. Dacă 1 plus 0 plus 1 plus 1 egal cu Darius egal cu 25 la puterea 28 împărțit la 16 la 27. 16 la 27. Nu, greșit. Ne-am făcut adunarea, n-avem 16 și 9 face 25 la 27. 25 la 27. Da, acum ești pe 5. Cât ai făcut? 2. Minus 2. Și la scurie ești pe 23. Da. Și cât dă? 23. Nu. Fai tu ce? Zii cum dă. 25 la 1. Așa. Minus 2. 23. Cum 25 la 3? Acum ce-a dat 25 la 3? Păi am scăzut 25 la 28, minus 25 la 27. Nu am scăzut 25 la 27. Am avut din făcut împărțire, așa nu le explici. Da. Împărțire între două putere care au cei bază. Și copiem baza 25. Și se scade exponența. Așa scrie. Așa scrie. Și rămâne 25 la 1. Da. Minus 2. Care rezultatul va fi 23. Excelent. Dar așa trebuie să zic. Haideți să învățați să faceți discurs. Deci așa? Trebuie să ne prindem și să urmează bine. Exact. Și adunaviți la adunare. Am văzut cum ați sărit acum. Bravo, mi-a plăcut de voi. Astăzi a fost foarte bun. Începeți bun. Deci cum? Cât suntem... Și lucrăm mai mult. Sigur că... Și lucrurile se așează mai bine. Nu? Greșele... Să înțelegeți mai repede, nu? Da. Deci rostul operației sau cu putere este pentru a mări ritmul de lucru. Viteza, adică faceți mai repede în exercițiu, decât dacă a stat așa, ați înconția. Exact. Și să faci 2 la 50 vreodată. Sau 2 la 2 la 2 la 2 la Împărțirea 2 la 99. 2 la 99. Plus 6 la 3 totul la 7. Totul la 7. Împărțirea 7 la 19. 7 la 19. Plus 1 la puterea 100. 1 la 100. Închideți paranteza pătrată. Împărțirea 45. Cine vorbește? Eu. Eu. Așteptați să vină. Da. Hai, să mă spus. Te rog. Așa. O să avem acolo 1 egal cu. Egal cu 1. Pune paranteza? Da. Sigur că paranteza nici. Rotundă. Ce îți voia asta fac? Paranteza rotundă. Vrei paranteza rotundă, așa fac? Da. Rotundă. 1 plus 5 la 13 ani. Îmi poți scrie 5 la 3 ani. Hai să facă. Dar de unde ai fost utilicit? Pentru că sunt 5 la 5 ani la puterea 2. Face 5 la 10 ani. 5 la 10 și 5 la 3. Nu te supăra. De ce te supăra? De ce? Urmărește-mă pe dragi. Deci face 5 la puterea a 13 ani. A 3. La 3 deodată. Da. Foarte bine, Daria. Face pățirea asta. Face pățirea asta. Plus. Plus. Nu știu pățirea asta. 2 la 2. Da, 2 la 2 este corect. Plus, Darius, da, lasă-o pe Darius să vorbească. Plus 7 la 21. Da. Împărțit la 7 la 19. Ai fi putut mări ritmul și zici în 25. 7 la 2. Da, ai înțeles, Darius? Da. Dacă faci asta, nu-i fi deloc greșit. Plus? 7 la 2 plus 1. Plus 1.
într-o paranteză. Împărți la 45. Exact. U egal cu Darius. Este egal cu... Darius, să văd. Domnul profesor. Lui... Am întrebat, nu pot să-l adunăm cum, ca să-mi fie mai ușor? Sigur că, dar nu pot să-l adunăm, i-a adunat. I-a adunat pe 2 la... Chiar pe toți trebuie să-l adunăm. Chiar pe toți trebuie să-l adunăm. Deci egal cu 2. Oala, pentru că o la... 2 plus 5 la 3 face... Câte? 5 la 3... 125. 125 plus Daria plus... 102 plus 125 plus 4... Plus... 49 într-o paranteză. În care că pentru parte de părțile la 5, 45, 45, 45 mai scuzeți. Și o să avem acolo... Adunăm, hai, tot. 130 și 1 plus 3 la 5 plus 3 la 4. Plus 5 la 3 plus 6 la 2. Plus 6 la 2. Totul puneți într-o paranteză rotundă. Ori, deschideți o altă paranteză rotundă. 0 la puterea 6. Plus 1 la 5. Plus 2 la 4. Plus 3 la 3. Plus 4 la 2. 4 la 2, da? Da. Darius? Deci nu putem să ne gândim ceva la a doua, că e numai adunarea acolo, da? În a doua paranteză putem să scriem un 0 la 6, am să scriem un 0. Asta, bun. O să facem, da. Dar hai să ne facem bază de lucruri. Să pot, profesor. Dar profesor, putem să le calculăm. Nu avem altă soluție. Deci singura variantă e calcul în sine. 2 la 5 o la 5 o să fie 32 da. Plus 81. 81. Darius plus? Plus 5 la 3 e 125. 125, da. Plus 6 la 2, Davide? Plus la 2, 36. 12. 36. 36, așa? 36, mai zis altă dată, 66. Deci, 36, în paranteză, totul împărțit, parcă este cu da. Zi, Davide. 0. Da. 5. Plus 1. Plus 1. E sumă 5. Da, da. Plus 1, plus Darius. Plus 2 la 4. 8. 8. Așa. Nu scriu. Eu nu scriu. 2 la 4 câte copii? 2 la 4 e... 2 la 4 e 16. E 2 ori 2 ori 2. Nu e 2 ori 4. Ați văzut tot pe spun asta, da? 16 plus... Davide. 27 plus 16. 16, da. Este egal cu 113 plus 161. 113. Că e adunarea, așa cum... Sigur că da. Deci 113 plus 161. 113 plus 161. Ori 17 plus 43. Tot așa am făcut 1 plus 7. Da, 17 plus 43. Și o să avem acolo 274. Deci va fi 274. Împărțit la ori. Ori 60. 60 sau 70, nu? Sau 60. 60, da. Împărțit la 60. Nu prea sunt încântat de ieșiți ăsta. Deci autorul nu a vrut. Și nici împărțirea nu se face foarte bine. Împărțit la ceva cu 10, este și o greșeală. Da. Altceva? Atât. Nu, dar e adevărat, acolo prea mare. Da. Vă dăm unul mai greu, domnul profesor. Te rog. Da, ai venit iar la matematică 2000? Da. Încă-mi la tema. Vrei să fac și eu, de exemplu, așa. De la performanță, mă trebuie să așa. Nu te ducem sus așa, așa. Așa. Aici, imediat, următorul cu 17 ori. Exact. Exemplu 18 de la pagina 67. Lasă-mi vedeți dacă e mai fain. 18? De la 67. Da. De la 67. 4 la x, totul la a doua.
4 la X. Totul la 8. Este egal cu 2 la 8. 2 la 8. Domnul profesor, o să fie 4 la 2X. Să avem 4 la 2X este egal cu 2 la 8. De ce 4 la 2X? Pentru că 2X. Păi, da? Da. Da. Și... ai o altă idee, da? Putem calcula 2 la 8. 2 la 8? Da. Putem calcula. Crezi că va fi mai ușor? Crezi că va fi mai ușor, da? Ce o fi urmărit de autorul ăsta cu ieșițiul? Oare calcul în sine sau suntem la putere? Visul, atenție. Uite, dar dacă îți va fi așa, 2 la ceva, îți am cu 2 la altceva. Ca 8 în cazul nostru. Ce bine. Atunci totul de aici va fi la pentru că poate e calic, deci nu urmărește autorul să muncim acolo. Stricăm, stricăm ceea ce avem atât de fain. Domn profesor, da. Atunci, pe 4 scriem ca 2 la 2. Corect, așa se face. 2 la 2, totul la 2X. 2 la 2, totul la 2X. Ar trebui la 2X, ați înțeles de ce, da? Da, da. Este egal cu 2 la 8, și atunci o să fie 2 la 4X. Deci, este egal cu 2 la 8. Și asta avem o bază egală, așa că putem scrie că 4x este egal cu 8 rezolvător, x este egal cu 2. Deci, tot că x egal cu 2. Îmi dai mie voi acum, că am o idee. Copii, haideți să facem un lucru. Hai să calculăm suma următoare. 3. Deci, mă trebuie să scriu mai egal cu 3 la 1, să zic așa, 1 plus 3 la 1, plus 3 la 2, plus 3 la 3, plus 3 la 4, plus 3 la 5, plus 3 la 6. Vreau să calculez suma asta. Dacă ce ne vine, păi de ce? Când facem, ca și cum facem tabelul al putetelor cu 3 și dacă scriu pe 3 la 3 o să fie 3 și mi-a rămas să mulțesc cu 3 numele din fața lui. Da, dar nu prea să încântați să mă duc să calculez pe 3 la 6. Poți să scriu pe 3 la 2. Mă gândesc, Daria, la următorul lucru. Dacă m-aș fi dus mai la 3 la 10, 3 la... Deci trebuie să fie o idee. Urmărim să vedem o idee. Te rog. O să fac 3 la 1, da. Plus 3 la 5. Uite că era o sumă Gauss. Așa de, da? Dar 3, nu există legătura asta. 3 la 1 plus 3 la 5, 3 la 2. Nu, eu am zis la final și l-aș descompune pe 6, l-aș descompune pe 5, l-aș descompune pe 4, l-aș descompune pe 3 la 3 și l-aș descompune pe 3 la 2. Bun. Și să fie peste tot ce? 3 la 1. 3 la 1. Da. Ca să poți, ce să faci? Să adun. Mai ușor. Cum să adun? Adică când o să fie 1 plus 3 la 1 plus 3 la 1 ori... Da, mergem în alta. Deci tu nu spui așa, pe 2 să scriu ca 1 plus 1. Adică zic 3 la 1 ori 3 la 1. Mergem în alta. Deci egal cu 1 plus 3 plus 3 la 1, da? Plus 3? 3 la 1 ori. 3 la 1, da. Plus 3 la 1 ori. 3 la 2. 3 la 2, foarte bine. Plus 3 la 1 ori cât? 3 la 3. 3 la 3, da. Plus 3 la 1 ori 3 la 4. 4. 3 la 4, da. Plus 3 la 1 ori 3 la 5. De acord cu tine până aici. Dar de ce ai făcut asta, mă? Ce ai tu mintea? Să scot pe 3 la 1. Să scoți pe 3 la 1 din ăștia. Că ai fapt-o pe 1. În faptul, nu? Deci 3 la 1 îl văd și aici. Îl văd și aici. Hai să subliniem. 3 la 1 este aici. Aici. Iată-l. Ăsta e obiectivul. Să scoatem pe 3 la 1 în factor. De ce cam mai departe cu cine? 1 plus. Deci hai să iau din nou, yes. Egal cu 1 plus 3 la 1. 3 la 1 pe lângă. Pe lângă. 3 la 2. Ah, dar mi-a rămas și cineva. Că și 3 la 1 au 1.
Dacă, ar, da. Dacă e o zero, tu prostii, tu mi le-ai zis că ar fi o zero. La mulțumesc zero, face zero. Deci este cât acolo? 1 plus Daria. O să fie 1 plus 3 la 2. 3 la? Uite-te, mamă. Deci am scos pe 3 la 1. Am rămas 1 aici plus 3 la 1. Păi 2 din 3 la 1. 1 îl scos în faptul, dar 1 mai rămâne. Da. Mare atenție. Da. Și care tot 3 la 2. Plus 3 la 1. Da. Plus 3 la 2. Da. Plus 3 la 3. Da. Plus 3 la 4. Plus 3 la 5. Plus 1. Păi unde? Cu locus. A. Da. Pus aici, da? La pus în față. Da. Da. Și atunci o să avem acolo că... Da, stai, nu mă luăm repede. Putem scădea 3 la 1 minus 3 la 1, în paranteză și în afară. Cum? 3 la 1? Scăzut 3 la 1, dar nu știu o scădere aici. Aici este 3 la 1, 3, adică mulțim cu toate paranteza asta. Uitați-vă ce v-am cerut eu, să calculați suma asta. Uitați-vă la paranteza de desubt. E foarte tare. E 1 plus 3 la 1, plus 3 la 2, plus 3 la 3, plus 3 la 4, plus 3 la 5. Păi mai lipsește 3 la 6. Cu paranteză. Sunt trist pentru clipa asta. Pentru că lipsește 3 la 6. Ce să fac ca să o pun în evidență? E identică asta de sus cu asta. Ce fac eu aici? Da, profesor. Cred, paranteză. Da, și eu aș face la fel. Îmi trebuie cât îmi trebuie? 3 la 6. 3 la 6. Deci fac asta? Nu, am zis că mai trebuie 3 la 6. 3 la 6. Dar fiindcă noi, la atunci și-o scad. Deci plus 3 la 6, minus 3 la 6. Păi, dar de ce faci asta atunci? Păi, dar ce fac eu tâmpenii, nu? Dacă la dumneavoastră scădeți... Ia să vezi acum. Păi, chiar e așa. Și acum până aici, bucata asta, asta până aici, toată asta cât este? Este cef sus. Este exact asta cu S. Da. Deci aici voi pune toată asta cu S care am făcut. Și atunci voi avea S este egal cu... S egal cu 1 plus 3. 1 plus 3, pe lângă, pe lângă cine? Pe lângă cine? Pe lângă S. Pe lângă S, minus 3 la 6. Da, și acum... E echivalent. Și acum, fie distributivitatea, nu? Corect. Și vine că S este egal cu 1 plus... Cine copil? 3 S. 3 S. Minus? Minus... 3 la 18. 3 la cât? Cum ai făcut 18? 3 la 6 cu 3. Păi nu-i totul, 3 ori 3 la 6. Hai să luăm așa, 3 ori 3 la 6. Și vine așa. Aaa, cât e? 3 la 7. 3 la 7. Sigur că da. O să spun eu, dată e 3 la 7, categoric. Da. Și acum... Și acum ce să faci? Să scădem interesant. Să scădem un sâș, avem sâș într-o parte și în alta. Să și ar fi un... Deci din egalitatea asta... Scădem un S. Un S. Sau, hai să scriem egalitatea invers. Corect. Membrul ăsta egal întoarce, da? Și ar fi echivalent întoarce. A, 37... 1 plus 3 S minus 3 la 7 egal cu... cu S, da? Da. Și acum este vizibil că trebuie să scadă un S din ambii membri. O să fie acolo 1 plus 2 S. 1 plus 2 S. Minus 3 la 7. Minus 3 la 7. Cu 0. Cu 0. Și echivale. Cu... Hai să adun în ambii membri 3 la 7. Deci adun și în stânga și în dreapta 3 la 7. Și atunci ce devine? Asta e 1 plus 2 S. 1 plus 2 S. Minus 3. Minus 3 la 6, plus 3 la 7. Egal cu 1, dar cu 3 la 7. Egal cu 3 la 7. Dar cu 3 la 7. Acum scădem un 1 din ambii. Ca să scădem, unul mai S. Da. Da? Deci 2 S. Înseamnă că 2 S este egal
3 la 7. Și numai să simplu, să cât este? Păi să, o să fie 3 la 7 a minus 1 părți a 2. Supra 2. 3 la 7 minus 2, supra 2. Am calculat însă. N-am muncit așa. He, he, calculează, adună, nu știu ce, nu știu cum. Da? Cred că deci, a fost o idee spectaculoasă. Da. Merită să țineți minte că aici a fost jocul. Foarte, doi pași. Mai întâi, că am scos în factor comun pe 3 la 1 an, mi-a făcut rost de el. L-am scos. Și când am tras cu coada ochiului la său de la început, e aproape exact, dar lipsește 3 la S. 3 la 6. Da. Atunci se scade. M-a întrebat voi mai devreme, păi ce pierdem tipul, așa ne batem joc? Atunci se scade, este excepțional. Când pune în evidență în clipa asta, exact S aici în paranteză. Și dacă am văzut pe S, egalitatea devine S egal cu 1 plus 3 pe lângă S minus 3 la S. Distributivitatea, mulțirea față de și distribui și fac treaba la asta și fac tot calculul, în final, găsesc exact rezultatul așa. Da, suntem la Mario și trebuie să facem. Da, acum fac, și acum mă las ca termenul voi. Voi. Ies calculați cu... Scrieți, calculați cu egal cu 2 la 0, plus 2 la 1, plus 2 la a 2, plus și mai departe, plus 2 la puterea 99. Sigur că fii fără o soluție. Da, 2 la 99. Arătați, atenție, atenție că nu suntem la 1 plus 2 plus 3, la ambele egale. Da? Arătați că numărul acesta are cel puțin 30 de cifre. Dacă fac asta. Minim 30 de cifre. Deci numărul... Are cel puțin 30 cifre. Dar nu mai facem ziteță pentru... Păi asta zic, de-aia n-am oprit domnul profesor. Da. Deci, spune ce am făcut noi azi, cu putere. Da, putere, operații cu putere, proprietăți. Operații cu putere. Operații cu putere, proprietăți. Mai spus de puteri, operații. Deci puteri, operații cu puteri și am avut aplicații. Proprietăți. Proprietăți, da. Proprietăți. Sume. Sume. Și aplicații. Da, copii. Să nu uitați să dați like și să subscribați pe canal.